partea din spate a centrului de distribuție Amazon din localitatea saxonă Lampertswalde. De aici sunt livrate pachetele în zona Dresda. Sute de mici transportatori pleacă zilnic în cursă de la acest centru. Însă șoferii acestora nu sunt angajați ai gigantului online Amazon, ci ai unor subcontractori. Adam Stelmazek a fost curier pentru o asemenea firmă, Beta Logistics. În fiecare lună aceeași poveste, trebuia să luptăm pentru banii noștri. Ba era în incapacitate de plată, ne plătea prea puțin, ba ne reținea din leafă. În luna mai, șeful a dispărut brusc. Stelmazek nu-și mai primise banii de aproape 3 luni. Dacă nu mi-aș fi găsit repede alt loc de muncă, nu știu ce aș fi făcut. Și așa de luna trecută am avut probleme cu plata chiriei. A fost destul de greu. Bărbatul spune că Beta Logistics îi datorează peste 9.000 de euro și nu este singurul. Afectați ar fi peste 40 de angajați. Între aceștia, cuplul Edita și Mihai Autu. Cei doi luptă împreună pentru a-și recupera banii. Edita lucra ca dispecer. A fost dată afară, deși este însărcinată. Îmi fac griji mai ales din pricina asigurării. Înainte nu conta, dar acum aștept un copil. Deci în situația mea este greu cu asigurarea. Dacă aș ajunge la spital, costurile ar fi foarte mari. Dar fostul șef nu mai este de găsit. La telefon nu răspunde. Willkommen bei O2. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Iar la sediul firmei nu este nimeni. Șoferii cer ajutor acum din partea gigantului Amazon. Când livrez pachetele, nu spun bună ziua, un pachet Beta Logistics, ci un pachet de la Amazon, iar clienții îmi deschid ușa. Dacă fac o greșeală, Amazon îmi atrage atenția să nu o repet. Dar când nu-mi primesc salariul, Amazon nu spune nimic. Amazon nu say nothing. La cererea Deutsche Welle, Amazon a anunțat că va verifica acuzațiile și va lua măsuri la nevoie. Referitor la Beta Logistics, un purtător de cuvânt a declarat: nu reflectă realitatea a mii de oameni angajați la firme de curierat mici și mijlocii din Germania care livrează zilnic pachete pentru Amazon. Concernul Amazon a reziliat contractul cu Beta Logistics în luna iunie. Sindicatelor germane nu le sunt străine aceste probleme. De aceea cer ca Amazon să-i angajeze direct pe curieri. Modelul de subcontractare favorizează asemenea situații. Vorbim despre criminalitate economică, dar chiar și când ne aflăm în legalitate, Amazon aproape nu are scrupule și desigur profită de situația transportatorilor și a șoferilor. Situația s-ar schimba dacă Amazon ar avea proprii angajați. Adam Stelmazek lucrează în continuare ca și curier. Luptă în instanță să-și recupereze salariul și speră că, în sfârșit, se va face dreptate.